Oreola, cheesecake-ul e viața mea! Ha, 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 ha. Astăzi facem cheesecake, dar lasă-mă să iau o pauză mai întâi. Stai așa, oleacă, stai așa, ia uite, fraților, astăzi facem o lecuță de cheesecake. Și cum orice lucru bun începe cu o pauză, hai noroc. Punem dob la butiertă și uștiu cu iarna rece, ca să fie treaba bună. Un cheesecake foarte, foarte, foarte ușor de făcut, îți promit eu, pentru că este fără coacere. Bine, impropriu zis fără coacere, că o să punem ceva la cuptor pentru vreo 10 minute, atâta tot, nu mai mult. Ne apucăm de treabă. Ce să facem mai întâi și la început este să ne ocupăm de blatul la cheesecake-ul nostru. Într-un agregat dintre ăsta care mărunțăște tot, uștiuluc, am aici aproximativ 200-220 de grame de biscuiți digestivi. Ca să fiu mai precis și mai exact, 15 biscuiți. Și uștiuluc aici, îi rup o lecuță că și uștiuluc în agregatul meu aici. Uite așa. Și fiindcă blatul nostru o să-l punem în cuptor pentru vreo 10 minuțele, hai să vezi o lecuțică mai încolo, și mie îmi place foarte, foarte mult aroma de nucă prăjită, am să pun aici și niște nuci. Uite așa, nu foarte multe, o mână. Îi dă o altă aromă, înțelegi ce zic? Capac la agregat și facem băzbâz. Am făcut băzbâz până când am obținut așa o textură precum nisipul. Am să pun tot într-un castron, uite aici, huștiuloc, huștiuloc cu o lingură de zahăr, tăcătăcătăcătăm, și cu 70 de grame de unt topit. Pac, 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 pac. Și amestecăm, uite așa frumușel, untul cu biscuiții, cu nucile, cu ce aici, uite așa frumos. Atenție, toată treaba nu trebuie să aibă o consistență foarte lichidă, așa, precum nisipul ud. Înțelegi? Când îl strângi în mână, să-ți țină o lecuță cu forma. Eu am aici o tavă dintre asta pentru torturi. Ce am să fac, ca să fiu sigur că nu există surprize, că s-o mai întâmplat să se lipească, am să ung o lecuță cu tava cu niște unt. Și pe fund, și pe pereți, uite așa. Și uștiuluc în tava noastră cu biscuiții. Uite așa, pac. Și am să distribui eu biscuiții ăștia așa, în mod egal peste tot. Cu fundul unui pahar am să presez, uite așa frumos, peste tot, înțelegi? Ca să vă faceți o idee, tava mea are 24 de centimetri. Și dacă observați, am ridicat o lecuțică în sus, pe margini tot blatul, înțelegi? Uite așa frumos. Și presăm o lecuțică și pe margini, uite așa, știi? Ce urmează să fac este să pun toată treaba la cuptor, la 180 de grade, pentru vreo 10 minute, poate 12 minute, până când toată treaba asta se face o lecuțică aurie. Înțelegi ce zic? Așa că uștiuluc la cuptor 10 minute, după care scot din cuptor și lasă să răcească. Am adus o oală în care am pus niște apă, se vede, nu foarte multă apă. Peste oala asta voi pune un castron, atenție, castronul nu atinge apa, și am pus în castronul meu aproximativ 150 de grame de ciocolată albă. Peste ciocolata asta albă, uștiuluc cu vreo 50 de grame de smântână de aia pentru frișcă, uite așa, și am să pun toată treaba pe aragaz, la foc mititel, și lasă să topească complet ciocolata asta. Din când în când am să amestec o lecuțică prin ea, și după ce se topește complet ciocolata, am să o iau și am să o las să se răcorească o lecuțică. Dar nu foarte mult să se răcorească, ca să vezi că o să trebuia să o turnăm peste compoziția noastră. Așa că uștiuluc cu ea pe aragaz, la foc mititel. Am aici 550 de grame de cremă de brânză, adică două cutii mari de cremă de brânză. Uștiuluc cu vreo două linguri de zahăr pudră, țăcă-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 țăcă
cu 2-3 ori înainte să ajung la temperatura camerei, pentru că altfel nu prea poți să o mixezi, înțelegi? Dăm drumul la viteză mică mai întâi. Uite așa. Usturiu și cu o linguriță de pastă de asta de vanilie, frumos, pac pac. Și luăm la mixat iarăși o lecuță. După care usturiu cu restul de smântână pentru frișcă. Uite așa, aici, pac. Cutiuța asta are în total 270 de mililitri de smântână. Am pus vreo, să zicem, vreo 50 de mililitri pisti ciocolată și restul aici. Și usturiu începe să mixăm. Uite așa iarăși. Mai întâi la viteză mititică și după care îi mărim viteza. Am mixat eu pentru câteva minute toată treaba, până când compoziția se ține destul de bine. Usturiu că am să pun zeama de la jumătate de lămâie. Uite așa frumos. Ce se întâmplă? Lămâia este foarte importantă, că echilibrează puțin gustul, înțelegi? Șansa mea este, uite așa, frumușel. După care venim cu ciocolata, uite așa, frumos. Pac, pac, pac. O turnăm ușurel, uite aici așa. Și usturiu că am să amestec frumușel toată treaba. Readucem blatul în prim plan. Și usturiu cu compoziția de brânză, uite aici așa frumos. Uite așa, am să distribui compoziția asta în mod egal peste tot. Am să acopăr toată șmecheria cu farfurie, uite așa. Și usturiu cu ea în frigider. Lasă-mă să iau o leguță de pauză, băi, omule, băi. Alo? Da, da. Ia fiți atenți aici. Într-un casol din ăsta am pus niște apă. Și usturiu în apa asta cu vreo 3 foi de gelatină. Acum voi, dacă n-aveți foi de gelatină, puteți folosi gelatină praf, dar urmați instrucțiunile de pe ambalajul gelatinei. La gelatina asta scrie că 4 foi este de ajuns pentru aproximativ 500 de mililitri de lichid. Iar și eu am să vreau să fac un soi de dulceață din căpșurile astea, dulceață pe care am să o pun peste cheesecake-ul cu meu. Și din cauza asta am pus vreo 3 foi, că am zis eu că-s de ajuns. Că sub nicio formă nu o să am 500 de mililitri de lichid aici. Și din cauza asta 3, eu zic că-s de ajuns. Dar tu, dacă ai gelatină praf, urmează instrucțiunile de pe ambalajul la gelatina praf. Vezi câte lingurițe îți trebuie pentru cât cantitate de lichid. Și am să lasă să moaie în apă rece foile astea de gelatină. Usturiu cu agregat, usturiu cu o lecuță de foc și în craticioara asta eu am aproximativ, habar n-am, cred că jumătate de kilogram de căpșuni, cam așa. Căpșuni pe care le-am curățat, le-am spălat și le-am tăiat așa, pe din două. Usturiu cu o lecuță de foc, focul mediu, vreo 3 linguri de zahăr, țigățâm, țigățâm, o linguriță de pastă de asta de vanilie, pac, 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 și amestecăm, uite așa frumușel. Și o să mă așa căpșurile astea la foc aproximativ mititel, până când sunt moaie de tot, înțelegi?
Uite așa, dragilor, am fiertut toată șmecheria până când căpșunile mele s-au muiat de tot și lichidul pe care căpșunile l-au lăsat s-au redus destul de mult. O devenit așa cam ca o dulceață, toată treaba. Am strâns focul și am să las să răcorească vreo 5 minuțele. Acum, dacă doriți o textură dintre aia super fină, puteți folosiți un blender de cel vertical și să dați prin sită toată compoziția asta. Și atunci o să avem un sos super super fin. Dar mie, sincer să fiu, îmi place chestia asta mai rustică, așa mai. Să se simtă o lecuțică, știi? După ce s-a răcorit o lecuțică, am stors bine 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 gelatina asta și o voi strica aici. Uite așa, amestecăm bine 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 până când se dizolvă toată gelatina. După ce am amestecat așa vreo 3-4 minuțele, verificăm să nu care cumva să fie gelatina de aia nedizolvată, înțelegi? Mai lăsăm noi toată treaba asta câteva minuțele la răcorit. Am readus cheesecake-ul meu și hustuliu cu sosul deasupra. Uite așa frumos. Și întindem sosul ăsta peste tot, uite așa. Și în mijloc am spun eu niște căpșuni dintre astea întregi așa. Le-am păstrat pe astea mai frumoase. Hai să vedem dacă își nimeresc să le pun cum trebuie. Știi cum zic? Hai să presupunem că sunt fixe în mijloc căpșunile mele. Și o știu că am să-i pun iarăși farfuria asta în cap și bag toată treaba la frigiderul asta pentru câteva ori, pentru minim, zic eu, 6 ori, cam așa. Ca să se întărească toată treaba, știi cum zic? Așa că ne vedem o lecuțică mai încolo. Ia uite așa, dragilor, după câteva ori de stat în frigider, e timpul să vedem care-i treaba aici, așa. Sincer să fiu, am o lecuțică de emoții și am să dau drumul la șmecherie. Ușor el așa, îi dau drumul. Avem emoții că, eu știu, poate se lipește, da? Nu s-o lipit. 2, 3 și ia să vedem. Pa, 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 ra, pa, pa. Și hai să tăiem așa o bucățică. Hai da. Uite așa, dragilor. Bineînțeles că eu iarăși m-am grăbit și iarăși mă bodogănești în bărătea asta. Că eu ți-am zis să-l mai lași în frigider. Mai trebuia lăsat în frigider cel puțin vreo 2 ore, ci drept. Dar nu contează, altul moare și așa n-are. Eu nu mai pot și poftă, băi, ce? E bun jalea. Dar mai trebuia lăsat în frigider. Eventual, ca să fii 100% sigur, atunci când îl tai, îl bagi vreo oră în congelator, înțelegi? Ai noroc și mai mare, ține-o zânțător și tura viitoare.